el și cu Ioan Filip ar fi veterani vestiarului, grei vestiarului, cum se spune în fotbal. A venit un al cincilea, om, zic. Ora, pe centru, transversală, minutul 13. Excelent execută, e adevărat, pe centru Ioan Hora, dar portarul vede destul de târziu mingea, cred că a șters-o totuși Dragoș Lupescu. Da, a șters-o puțin, dar e o ocazie foarte bună, prima mare ocazie a Bihorului. Șut aici și ocazie pentru Pandurii, minutul 39, Andreaș. Putea fi 1-0. Pasă bună, îl prinde un pic avansat pe Alexandru Băican, ia fața, nici celălalt apărător nu rezistă prea bine, iese din poartă Acinelli și boxează această minge care e Constanțean. Ultimul minut, bună, bună pasă, oh, ce reflex are portarul Acinelli. Cred că i-am zis mai devreme Acinelli, că deși era Dragoș Lupescu portarul Viitorului. Acum într-adevăr Rodrigo Acinelli, portarul gazdelor, o minge prelungită, ocazie foarte bună de gol, minutul 45. Este a doua ocazie foarte mare de gol pentru Viitorul în 6 minute. El mai degrabă s-a accidentat rău. Călinco Jocaro, antrenorul Pandurilor, primește cartonaș galben pentru comportament sportiv. Oh, și ia și roșu. Și ia și roșu. Așa, în 2-3 secunde, Călinco Jocaro este eliminat. Minutul 71. I-a reproșat arbitrului că nu a dat galben sau că nu a prins jocul mai repede, una din două, dar ar fi trebuit să se abțină. E fault pe care îl face Claudiu Moisie, fotbalistul din Târgu Jiu. La asta o etapă la meciul cu Cisele Damier Curaciu de săptămâna viitoare, la două galbene. O pasă și împiedicat. Asta mai trebuie să se schimbească.